Astăzi petrecem o zi în Casa Memorială Ion Minulescu. Stăm de vorbă cu domnul Adrian David, muzeograf, și aflăm secretele acestei case. Ce ne puteți spune despre locul în care ne aflăm? Apartamentul lui Ion Minulescu face parte din ceea ce a fost cunoscut în epoca interbelică drept locul profesorilor. Este o clădire care a fost dată în folosință în anul 1934 pentru cadrele didactice. Soția lui Ion Minulescu era directoare de liceu la Liceul Industrial Sericicol din București, unde a predat desenul decorativ și istoria artei. Apartamentul a fost achiziționat în 1934 cu un împrumut de la Casa Corpului Didactic, instituție care dădea împrumuturi cu dobânze avantajoase pentru cadrele didactice. Reprezintă ultima reședință a scriitorului până la moartea lui în data de 11 aprilie 1944. După moartea scriitorului și odată cu venirea comuniștilor la putere, s-a instituit, să spunem și la noi, modelul sovietic al lor în spațiul locativ al persoanelor nevoiașe. Cei care aveau case mai mari erau obligați să ia în spațiul locativ oameni care nu aveau unde locui. Pentru a evita să pățească la fel, soția și fiica lui Minulescu au fost sfătuite de prieteni care aveau trecere la regim, cum era Mihail Sadoveanu, de exemplu, au fost sfătuite să declare locuința de utilitate publică, astfel că în 1947, ministrul artelor de la acea vreme, Ion Pas, a semnat decretul de constituire a colecției Minulescu. Colecție care se vizita duminica între orele 11 și 13. Acesta este momentul, să spunem așa, de pornire al muzeului Minulescu. Se pare că Ion Minulescu avea o pasiune pentru operele de artă. Ce secrete ne puteți dezvolui despre acest lucru? Într-adevăr, după cum ați observat și în apartament, Ion Minulescu a avut o mare admirație pentru operele de artă. Să nu uităm că între 1900 și 1905 el a studiat la Paris, mai bine spus, și a început studiile la Paris, dar s-a integrat atât de bine în boema pariziană, încât la un moment dat a renunțat la studii pentru a se dedica vieții boeme. A fost prieten cu mari pictori și artiști plastici ai epocii, cum ar fi Teodor Paladi, Jean Steriati, Camille Resu, Iosif Visser, cu care Minulescu a și fost coleg de școală. La fel a avut o prietenie deosebită cu Constantin Bârcuș, pe care îl vizita la Paris, unde stăteau până seara târziu la un par de vorbă, să spunem așa. Mai mult decât atât, în 1922, Ion Minulescu a fost numit șef la Direcția de Artă din cadrul Ministerului Culturii de la acea vreme, Ministerul Artelor și Cultelor se numea, funcție din care a inițiat acordarea premiilor naționale pentru literatură și artă, și în 1923 a inaugurat saloanele oficiale de pictură sau saloanele oficiale de arte plastice, saloane unde pictorii vremii își expuneau lucrările. De exemplu, în 1923, la salonul oficial de pictură au expus Camille Resu, Teodor Paladi, Nicolae Tonița, Ciucurencu, semnături pe care le vom regăsi și în Muzeul Minulescu. Ce ne puteți spune despre istoria obiectelor din această locuință? De exemplu, ce ne puteți spune despre biroul din care ne aflăm? Aici este biroul de lucru al scriitorului. El, ca orice scriitor, să spunem așa, de geniu, își găsea inspirația mai ales noaptea. Începea să lucreze seara târziu. În timpul zilei era un nelipsit al teraselor bucureștene, la Otetelășanu sau la Capșa.
seara se așeza la acest birou și își compunea versurile opera lui literară. Este un birou din lemn de brad. Sunt nelipsite, după cum observați, obiectele de scris. El a fost un fumător înrăit și avea în permanență la îndemână instrumentele pentru acest viciu, să-i spunem. Sunt oameni interesați de Casa Memorială Ion Minulescu? Da, o pot spune cu certitudine. Avem periodic vizitatori, evident în timpul școlii, dar chiar și în vacanțe suntem vizitați de elevi și studenți. În afara școlarilor, să le spunem așa, avem și oameni de diferite categorii și vârste care ne vizitează, atât români cât și din străinătate. Dacă veți avea curiozitatea să răsfoiți cartea de impresii a muzeului, veți vedea că apar periodic și amintiri lăsate de vizitatori din străinătate. Am avut, numai acum luna asta, am avut vizitatori din Australia, din Africa de Sud, din India, din Statele Unite, Marea Britanie, Rusia, din toate colțurile lumii, ca să spunem așa. Ce ne puteți spune despre această vitrină? Această vitrină reprezintă punctul de început al muzeului, să-i spunem. Vorbeam mai devreme despre decretul prin care se instituia colecția Minulescu și despre faptul că se vizita duminica între 11 și 13 această colecție. Practic se vizita această vitrină unde sunt expuse obiecte personale ale scriitorului și ale soției lui, Claudia Milian Minulescu. Sunt acte, sunt verighetele lor, avem medalia Legiunii de Onoare acordată după Primul Război Mondial de guvernul francez lui Ion Minulescu pentru prețuirea pe care scriitorul a arătat-o literaturii și culturii franceze și promovarea culturii franceze în spațiul românesc. Ce ne puteți spune despre acest portret al Mioarei Minulescu? Acest portret este realizat de mama Mioarei Minulescu, Claudia Milian, soția scriitorului. El are o poveste interesantă prin prisma faptului că atât cât a trăit Mioara Minulescu, nu a dorit ca acest portret să fie parte a muzeului Minulescu. El a fost ținut în pod și abia după decesul fiicei scriitorului a fost așezat în camera Mioarei. De ce? Nu-i plăcea cum a fost pictată de mama ei, să spunem, într-o cochetărie feminină sau așa? Nu, i s-a părut că este prea... Mie mi se pare că aduce un pic cu Modigliani ca trăsături și mi se pare un tablou interesant și reușit, un portret reușit. Povestiți-ne o zi din viața lui Minulescu. După cum spuneam, deși se culca spre zorii zilei, Minulescu se trezea dimineața la 6, își lua halatul lui cu buline roșii, își lua ceașca de cafea sau ceai, ieșea pe terasă, se așeza pe șezlong, vis-a-vis era un cămin studențesc de fete, și fete care ieșeau la balcon sau la geamuri și îl strigau, aruncau bilețele către el și îl rugau să le compună versuri, să le recite poezii. El era un foarte bun actor, recita foarte frumos, Ion Minulescu, și intra în dialog, să spunem așa, cu fetele de la cămin. În jurul lui 10 își saluta fetele, le spunea fetelor, vedeți că eu am plecat. Se ducea la terasa Oteteleșanu sau la Capșa sau la Cafeneaua Kubler. V-am spus, era nelipsit din cotidianul boemei bucureștene.
El ținea, chiar dacă ducea o viață boemă, ținea foarte mult la obiceiurile și aspectul vieții familiale. La ora 13, indiferent ce program aveau membrii familiei, se reuneau cu toții la masă, scriitorul aici în capul mesei, soția în stânga, fiica în dreapta lui, serveau totdeauna masa împreună și după amiaza seara fiecare își urma programul lui conform orarului, să spunem așa. Seara târziu venea acasă și se apuca de lucru la biroul lui și stătea până în zorii zilei să scrie conform inspirației.